discutăm un pic despre inițiativa cetățenească OTL în Sfânt Andrei, noi așa am numit proiectul respectiv. Un scurt istoric ca să înțelegem despre ce e vorba. Asociația Sfânt Andrei Metropolitaneria, un ONG din Sfânt Andrei, a demarat în primăvara anului trecut o inițiativă cetățenească pentru aderarea comunei Sfânt Andrei la Transregio. Astfel, deschizând calea OTL-ului ca și transport, ca și transport comun în comun, transport public în comun. După ce toate formele au fost îndeplinite, în vară ei au primit unda verde și capul de tabel pentru strângerea de semnături. Asta a fost chiar în tandem cu campania Fără Penal, desfășurată de USR la nivel național, astfel că USR Sfânt Andrei s-a alăturat inițiativei și am adunat semnături împreună cu 1253 de semnături. Am reușit să strângem în, eu zic, în 5 săptămâni, dacă nu mă înșel, termen mai era arhisuficient. Deci obiectivul pe demarerea unei inițiative cetățenești este de 5% din total alegători, pentru Sfânt Andrei undeva la 250-260 de persoane. Noi, adunând 1253, nu a mai fost cazul să mergem mai departe. Așa, s-au depus la primărie, s-au validat și în noiembrie anul trecut a fost adăugată pentru prima dată pe ordinea de zi inițiativa cetățenească. Acum, ce e foarte important, nu cred că greșesc când zic că asta este prima inițiativă cetățenească din Bihor. Sau dacă greșesc oricum dintre puținele inițiative cetățenești din județul nostru, care și ajunge pe ordinea de zi a unui consiliu local. Din păcate, în noiembrie, consiliul împreună cu condus de primarul la Mărcuș nu au votat în ședință proiectul. De ce? Au invocat lipsa avizului din Comisia de Buget Finanțe. Sigur, avizul respectiv este doar consultativ, deci nu pot 5 consilieri care fac parte dintr-o anumită comisie să hotărască despre un proiect, dacă trece sau nu trece. Fiind vorba de o nerespectare a procedurii, am făcut o plângere în contencios administrativ, în care cerem Consiliul Local să supună la dezbatere și vot inițiativa. La primirea sesizației de la tribunal, săptămâna trecută s-a pus și s-a votat. Acum, aici iar cred că este o premieră, cel puțin pentru Bihor, este prima dată când o inițiativă cetățenească, semnată de 1253 de cetățeni, este respinsă prin vot de Consiliul Local. Mie mi se pare o chestie ieșită din comun, ținând cont că 1253 sunt undeva, nu știu, vreo 20% din cetățenii cu drept de vot din comună.